3 secunde pe ceas au mai rămas și suoș chiar în coș. A fost cu totul grozav. Apoi eu... Zachary Williams, ești invitat la raport în biroul directorului. Ai pățit-o! Hei, nu o problemă. Directorul vrea probabil să-mi fac o statuie în sala de sport. Colectorul de suflete. Hei! Ia uitați-vă, fetelor! Concursul anual al spiritului tânăr din Beverly Hills caută candidați cu spirit tânăr, entuziasm și ambiție. Parcă ar fi vorba despre tine, Semi. Mi-aș dori să fiu un pic mai optimistă în legătură cu ce o să mâncăm azi la prânz. Fibre, riboflavin și vitamine. Tot ce generează femininul trebuie să crească sănătos. Eu încep să cred că îngrijit și sănătos e un pic supraponderal. Te rog, spune-mi că nu încerci să intri în concursul pe care am de gând să-l câștig eu. Am tot atâtea șanse ca și tine. Fii atentă! Premiul acesta o să-l câștige cea care își dovedește cel mai bine tinerețea spiritului. Tu mai bine te înscrie la Olimpiada Babelor. Lasă mai moale, mândica. Semi are de două ori mai multă tinerețe decât tine. Mă rog, încerc doar să o salvez de la o rușine totală. În fond, e cea cu părul cărunt. Păr cărunt? Sigur, dacă ai un fir alb, poți să fii sigură că o să ai altul și apoi altul. Da, bine, dar eu tot vreau să verific. Nu e chiar atât de rău, părul alb de noblețe, nu-i așa? Absolut! Adică vreau să spun ce mare scofală. E doar un fir alb. Nu-mi vine să cred că am spus asta. Așa e, o să scap eu de el. Nu-l smulge, or să crească 5 în locul lui. Credeam că am spus că nu e mare scofală. Un fir de păr alb nu e mare scofală. 5 sunt ceva irreversibil. Dar eu nu vreau nici măcar un singur fir. Acum îți dai seama ce ai făcut? Mai bine îi spune despre surpriză. Oh, da, asta o să te bucure. Locuri în primele rânduri la concertul comicilor amuzanți de vineri seară. Nu ai făcut rost de ele. Biletele la concertul ăsta s-au vândut toate. A fost simplu. Managerul arenei are un văr care trăiește vis-a-vis de un tip care e cel mai bun prieten cu cel care s-a însurat cu o colegă din copilăria mamei unui tip cu care sunt în echipa de fotbal. Am flirtat un pic cu el și mi-a cumpărat biletele. Wow, cum ai putut să ții minte cine e? Dar nu putem merge la concert dacă ai de gând să-ți jălești părul, nu-i așa? Cred că nu. Mulțumesc, Clover! Ce bine îmi pare că ați reușit să vă grăbiți, fetelor! De parcă aveam încotro! Să trecem la subiect. Școala Generală de lângă Ocean e cunoscută prin programele sale atletice. Echipele de acolo au câștigat campionatul an de rândul, dar brusc, echipa a început să piardă. Nu pare în stare nici să câștige campionatul de tricotat. Aș vrea, fetelor, să mergeți sub acoperire și să investigați schimbările ciudate din echipă. Semi, tu o să faci pe profesoara de istorie. Alex, tu o să faci pe antrenoarea de gimnastică și tu, Clover, o să fii bucătăreasă. Trebuie să nu! Încearcă altceva, Jerry. Vrei să fii portar sau profesoară de trigonometrie? Dacă mă gândesc mai bine, dați-mi boneta. Și acum despre accesorii. Cercei cu comunicatori, centuri de bungee cu cablu extensibil, ceas de mână cu analizator de corpuri în bandă 3D, și în sfârșit, ochelari de soare cu scanner ADN, un pandantiv tip fluturaș și un cuțit de armată multifuncțional. Nu știi niciodată. Cât o să dureze toată chestia asta, Jerry? Vineri mergem la concertul comicilor amuzanți. Atunci, cred că ar trebui să porniți chiar acum. Chiar ridicol! Cum să fac eu pe femeia care servește la masă? Hei, doamna Cumata, ce meniu avem azi? Haideți să ne ocupăm pozițiile sub acoperire până ce nu ajung toți copiii aici. Bine, echipă! Totul a fost foarte încet. Toată lumea la dușuri. Toată lumea afară! Abia am intrat. Lasă că nici n-ați transpirat prea mult. Wow,
li s-a schimbat ADN-ul. E ca și când ar avea datele biologice ale unor oameni de 80 de ani. Bine, clasă, astăzi vom învăța despre războiul rece. Am nevoie de un voluntar care să fie Uniunea Sovietică. Bine, atunci, am să numesc eu un voluntar. Ce-ar fi să fii tu? Teodor? Oh, minunat! E o onoare și un privilegiu să particip la eforturile unei asemenea lecții antrenante, pentru că se spune adesea că e tot ceea ce se... perfect, Teodor! Stai acolo! O să am acum nevoie de niște națiuni satelit. Stai aici! Tu ești Iugoslavia, tu ce ai zice de Cehoslovacia? De fapt, să vină toată lumea aici și să stea cu fața la tablă. Dar de ce? Pentru că voi sunteți zidul Berlinului. Toată lumea să închidă ochii ca să aibă impresia că e noapte. Și tu, Teodor. Dar eu sunt Uniunea Sovietică. Dar acum țipești un pic. Ciudat! Funcția glandulară slăbește. Activitatea mentală periculos de joasă. O contuzie mică pe frunțile lor. Nivelul de energie și de vitalitate... nu tocmai rău. Bine, poate că am greșit eu în legătură cu... Ce dorești? Prune, vă rog. Ce ai zice de niște înghețată sau o prăjitură? Nu, prefer prunele. Și tu ce vrei? Și eu prune, vă rog. Și dacă mai aveți și altceva ușor de mestecat, ar fi extraordinar. Ușor de mestecat? Dar ai dinți sănătoși și puternici. Asta era pe vremuri. Bine, mi se pare mie sau copiii ăștia sunt cam trândăviți. Da, parcă le-a furat cineva vitalitatea din ei. Trebuie să aflăm ce se ascunde în spatele tuturor acestor lucruri. Copii de cauciuc, nu fac altceva decât deranj oriunde se duc. Mucoși bun de nimic. Bine, cred că tocmai am dat de suspectul numărul 1. Uite, profesor, aia îl transformă pe copil într-un zombie. N-ai să faci asta. Ce credeți că faceți aici? Te oprim să furi tinerețea acestui copil nevinovat. Îi arătam acestui copil că a luat un 10 la fizică. N-am mai luat niciodată 10 înainte. Mamă, mulțumesc, doamnă Kelleher. Ne cerem scuze. Nu mi-aduc aminte să te mai fi văzut pe aici prin școală. Pentru că facem parte din echipa de profesori suplinitori de sport, de istorie și ai doamna care servește masa. Pa, pa! Pa! Oh, aici sunt caietele de care aveți nevoie, aranjate în ordine alfabetică. V-am adus și astea ca să vă mai luminați camera. Mulțumesc, Teodor, sunt foarte frumoase. Ești un copil așa de drăguț. De ce nu te duci afară să te joci? M-aș duce, dar prietenii mei sunt așa de plictisitori. Stau doar pe jos și vorbesc numai de durerile și de suferințele lor. Mai aveți nevoie de ceva, doamnă? În regulă. Ce-ar fi să distribui hârtiile astea la toată clasa? Oh, super, mulțumesc. Ha? Tinereții, îmi plac evenimentele astea școlare, sunt așa de pline de energie. De aia se numește a tinereții. Teodor, ce s-a întâmplat? Fetelor, se vede că treaba e foarte serioasă. Hai să ne grăbim să vedem dacă prindem vreun suspect. După cum știți cu toții, săptămâna aceasta e meciul de bun venit pentru liceul de lângă ocean. Așa că să strigăm cu toții ca să încurajăm echipa noastră de fotbal. Asta nu-i concurs de tinerețe. E o mormântare. Ce mi se pare bizar e că directorul Smith parcă nu observă cât de ciudat se poartă copiii. Nu observă sau poate că nu-i pasă? Asta poate pentru că el știe de ce se poartă copiii așa. Hai să vedem ce poate să ne spună Jerry despre tipul ăsta. Jerry, sunt Alex. Uite, s-ar putea să fi dat de un fir. Poți să afli ceva în legătură cu directorul John Smith? Desigur, uite. Spune că Smith a fost înainte director la școala de băieți Corbi de pădure din Anglia. Dar se pare că a plecat în circumstanțe misterioase. S-ar părea că mergem în excursie, fetelor.
Wow, pare familiar, nu? La fel ca studenții de lângă ocean. Ora mesei. Perfect pentru spionaj, fetelor. Da! Bine, hai să vedem ce putem afla despre Smith. Aici nu-i nimic. Ce este asta? Aha! Asta chiar că ne-a luat pe neașteptate. Ce bine ar sta piatra asta într-un inel pe mâna mea gingașă. Ciudat! Manuscrisul ăsta arată cum poți să seci oamenii de viață. Hei, tipul ăsta pare cunoscut. Da, seamănă bine cu directorul Smith, doar că poartă hainele alea antice. Pentru că Smith are 800 de ani. Ăsta e jurnalul lui, sunt notițe care datează din secolul al XIII-lea. Cumva Smith fură tinerețe și și-o administrează lui însuși. Sigur, bijuteria are legătură cu asta. Vrei să spui că Smith a găsit o fântână de tinerețe veșnică? E îngrijitorul! Și profa! Dar voi ce faceți aici? Întrebarea este ce faceți voi aici? Scăpăm de voi! Nu putem să-i lăsăm să plece. Unde s-au dus? Unde s-a dus Alex? Alex! S-o ducă pe Alex. Uite! Alex, te simți bine? I-au extras tinerețea! Urmărește-o! Unde a plecat? Acum m-am prins! Nu înțeleg! De ce faceți treburile astea murdare pentru Smith? Renunțați, fetelor! N-aveți scăpare! Nu-mi dau seama cum ați descoperit micuța noastră afacere, dar ați făcut o mare greșeală. Știm că fur tinerețea acestor copii, n-o să scap nepedepsit. Dimpotrivă, am reușit asta timp de secole și acest ultim succes îmi va furniza atâta tinerețe încât voi deveni nemuritor. Ce numești tu acest ultim succes? Vreau să spun concertul cu comicii amuzanți ai fericirii. N-ai să îndrăznești. Dacă atingi numai un singur fir de păr de pe capetele lor valoroase, îți jur că o să-ți scot ochii. Da! Și să pierd una din ocaziile în care se adună cei mai mulți tineri. Ha, ha, n-aș prea crede. Curând toată tinerețea aceea va fi a mea. Deschide fereastra! Bijuteria lui Sumatra! Destul de rare, numai trei în toată lumea și eu le am pe toate! Când soarele cade pe ea, razele se vor reflecta și vor trece prin voi, luându-vă tinerețea odată cu ele! Trebuie să scăpăm înainte ca bijuteria aia să ne transforme creierul în terci. Nu pot să-mi scot mâinile. Asta este groaznic. Sunt prea tânără ca să fiu bătrână. Ia stai, să ne legănăm înainte și înapoi. Îți dezleg eu mâinile. Bine, te-am prins. Acum dacă aș putea să stai și frânghia. Grăbește-te, Sammy. Lumina soarelui se apropie de bijuterie. Fac tot ce pot. Alex, poți să-i dai lui Sammy o mână? Bine, după ce dorm un pic. Oh, nu! Alex, trezește-te! Bine, cineva o să trebuiască să aducă aici niște înghețată. Clover?
Ce? Poate ar trebui să-ți închizi ochii. De ce? A mers bine. Haide, să ajungem la concert înainte să fie prea târziu. Fii peste tot. Hai să ne împrăștiem. Bine, o să verific în spatele scenei. Alex, ce-ar fi să stai cu minte și să asculți muzică? Hei, ce crezi că faci acolo? Trebuie să mă duc acolo și să salvez lumea. Am mai auzit eu unele bune, dar chiar coconată ca asta încă nu. Dar trebuie să mă ducă... Înapoi, domnișorică. Îl văd! Când circuitul o să fie conectat, dăm asaltul final. Repede! Asta ar trebui să-l mai încetinească. Cum a reușit să scape? Cred că trebuie să scap de ea, chiar eu îl sunt! Renunță, Smith! N-ai să reușești niciodată! Dimpotrivă, domnișoară! Întotdeauna mi-a reușit! Ei, asta nu era în program. Da, asta este. Dăm toată tinerețea ta prețioasă. Hei, mă întreb dacă... Hei! Scuze, îmi place muzica voastră. Opriți-o! Puteai măcar să te arunci asupra ei, slugă! Unde crezi tu că te duci acum? Orele s-au terminat! Pleacă din calea mea! Nici să nu te gândești. Trupul tău cu furtul tinereții s-a terminat. Nu așa de repede, Smith. Asta face parte din spectacol? E cam ciudat. Exact la țanc. Începusem să mă îngrijorez și să mă gândesc că ar trebui să te bag la asil. Bună treabă, fetelor. Ce s-a întâmplat cu Smith? Nu suntem prea sigure, dar asta e tot ce a rămas din el. Sper să nu-l mai vedem curând. Pentru binele lui, sper să nu-l mai vedem. Bine, fetelor, destul am fost bătrână. Hai să dansăm! Bine, Jerry! Haide, Jerry! Bine, bine! Fără supărare, Alex, dar nu îmbătrânisești prea frumos. Dacă tot a venit vorba de îmbătrânit frumos, cred că ar trebui să mă retrag din concurs. Cine ar vota o adolescentă căruntă? Stai o secundă, părul tău alb a dispărut. Ți-am spus să nu-l smulgi, Sammy. Nu l-am smuls, dar m-am spălat pe cap. Oh, cât pot să fiu de uitucă. Lucram la un proiect de pictură și am folosit vopsea albă. Nu sunt bătrână și decrepită, sunt doar dezordonată. Mai taci! Să mă anunțe câștigătoarea concursului. Și premiul spiritului tânăr merge la domnișoara Macal. Domnișoara Macal? Domnișoara Macal a făcut voluntariat timp de 50 de ani. A condus excursia anuală a orfanilor în Europa, a scris cărți de rețete, donându-și toate profiturile pentru construcția grădiniței. Un lucru excelent. Felicitări, domnișoară Macal, meritați să câștigați. Nu contează cât de bătrână ești, ci cum îmbătrânești. Veniți jos, domnișoară Macal, să vă luați premiul cel mare. Un scuter de apă tăietor de valuri.
Nu te amără, Sammy. Mai e un concurs și la anul. Și încă unul peste 2 ani. Sau peste 50 de ani și mai mult.